conferință de presă aseară la clubul Astra înaintea partidei de la Giurgiu cu formația din Craiova. Conducerea clubului l-a prezentat pe noul său atacant Daniel Nicolae. Iar și Mudic a făcut precizări despre situația clubului și despre următoarele partide. Pe larg, în declarațiile care urmează. Bună seara! până
experiența pe care o are își va aduce substanțial. Rezultatele echipei și eu sper să mai rămână și în continuare la asta. Să pot reveni la o formă bună, dar
această alegere, care m-a încurajat să merg mai departe, să învăț de drum. Le mulțumesc pe această cale. În afara meciurilor de campionat pe care le vom avea aici și vom fi tot timpul suportul Rapidului, chiar dacă ne vom încerca ca să ne facem treaba cât mai
parte din acest colectiv. Cunosc foarte mulți băieți cu unii chiar am jucat. Pe cap
Părinte, unul dintre și colegii mei și foștii mei jucători sunt cele mai frumoase clipuri pe care le pot să trăi ca antrenor în momentul de față. Cuvinte mari, dar asta simt și sper că împreună să facem treabă și să ajungem să câștigăm măcar un trofeu anul ăsta. Eu am spus că e greu. Nu, niciodată. Nici nu mă gândesc și de-aia am spus că voi renunța să mă antrenez în România dacă voi lua trei trofee. Foarte greu. Dar am speranțe că devenim din ce în ce mai puternici și cu el acum și ne putem depune dar doar să zic așa la câștigarea unui trofeu. Am pus piciorul pe teren într-un meci oficial. Mai mult până de parte, trebuie ușor să revin la forma fizică. Pentru un jucător profesionist. Apoi să avem rezultate foarte bune cu
despre calificare la campionatul european. Este cel mai important acum din punct de vedere al echipei naționale. M-am gândit doar nu la aduceam să stea pe bancă el sau stea pe banca Libere care mi-a marcat foarte multe goluri sau Budescu. Asta este filozofia mea. La momentul respectiv știi ce voi face, dar cu siguranță v-am spus, vom deveni mai puternici și o să în fel convins. Nu numai ca experiență, ca motivație, ca ce sunt echipe cât ca și jucător în sensul că siguranță ne va ajuta. Este un tip muncitor, un tip care atacant, care poate să bage mingea în poartă în orice moment. Avem nevoie de astfel de jucători. Nu, eu sunt adeptul, ați văzut, avem cele mai multe goluri marcate din prima ligă, e adevărat că și cele mai multe primite, dar asta înseamnă că sunt un antrenor ofensiv. Pot să joci cu 2 și cu 3 atacanți, să vom vedea la momentul respectiv.
pe care o vom juca. Contează mai puțin cine scrie. Poate face și un între fundași, chiar și portarul. Unii aveau și tehnica la ei când era un portar. Nu aștept niciun interes. Aștept fiecare meci în parte. Doresc să mă pregătesc bine. Să-l fac pe șumii să se demonstreze la antrenamente că merge să joc. Titular de pe bancă că merge să fac parte din lotul echipei și ușor, ușor cred că probleme de integrare nu vor fi, pentru că este un vestiar bun, un vestiar poate cel mai de cea mai mare calitate din prima ligă.
Temos
Сейчас я...